Haideți să discutăm acum despre ceea ce înseamnă noțiune de subșir al unui șir. Și avem o definiție, se numește subșir al șirului XL, un șir de forma X indice I indice N, de N, în care avem deci un alt șir, unde I indice N este un șir strict crescător de numere naturale. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că avem relațiile I0 mai mic decât I1, mai mic decât I2,